Bună ziua, dragii mei, dragele mele, bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire, o nouă etalare în dragoste. Haideți să vedem de data aceasta ce au cărțile să vă transmită acelora dintre voi care sunteți în fața micului ecran, care vă doriți să știți mai multe detalii în legătură cu relația voastră de cuplu, pentru cei care aveți o relație de cuplu în prezent sau pentru cei care sunteți singuri, singure, simt că și voi vă doriți să știți dacă această situație va rămâne la fel în perioada următoare pentru voi sau veți cunoaște și voi pe cineva cu totul și cu totul special. Sau pentru cei care sunteți în separare, de partener, de parteneră, simt că și voi vă doriți să știți dacă acesta sau aceasta va mai reveni în relație cu voi. Dragii mei, iată că primele cărți din această etalare sunt acest paj de spade, pajul de spade și regele de spade, dragii mei, două cărți ale spadelor care îmi spun că principalul punct care va fi atins în relația voastră cu o anumită persoană în aceste momente va fi, și în momentele următoare, da, va fi comunicarea. Da, despre această comunicare vorbim în această etalare, despre faptul că ea va fi atinsă din punctul vostru de vedere, va fi împlinită în această relație pe care o aveți cu respectivul partener sau cu respectiva parteneră. Pentru aceia dintre voi care nu vorbiți de ceva vreme cu acesta sau cu aceasta, să știți că în perioada următoare se vor întâmpla toate acele evenimente, toate cele împrejurări vor avea loc în viața voastră care vor produce declicuri în viața dumneavoastră astfel încât să vă facă să vă reapropiați, să vă facă să vă reuniți, să vă reîntâlniți cu scopul de a avea o conversație foarte importantă pentru voi, dragii mei, dragile mele. Din acest punct de vedere, simt aici că există această persoană în viața dumneavoastră care își dorește să aibă o conversație foarte directă cu tine, care își dorește să vorbească cu tine foarte direct. De ce? Pentru că această persoană, iată, vrea să ți se confeseze, da? Vedem aici acest paș de spade care înseamnă faptul că anumite secrete vor ieși la iveală. Această persoană vrea să-ți confeseze anumite secrete în legătură cu viața sa, în legătură cu motivele pentru care el sau ea nu a reușit să vină în relația cu tine mai devreme, motivele pentru care nu a putut să acționeze într-o anumită direcție în ceea ce te privește până acum, da? Motivele pentru care au fost perioade când s-a manifestat foarte rece în relația cu tine, da? A fost foarte distant de tine, da? Vrea să-și explice acest comportament pe care l-a avut vis-a-vis de tine și o va face mărturisindu-ți aceste secrete despre el sau despre ea. Așadar, pregătește-te, dragul meu sau draga mea, să afli detalii picante, să zicem așa, despre viața acestei persoane, detalii care au legătură cu viața sa, care au legătură cu faptul că poate în relația voastră mai este implicată și o altă persoană, da, poate că această persoană a ta se mai gândea și la altcineva sau mai era în relație și cu altă persoană și vrea să îți mărturisească acest lucru, dar vrea să îți mărturisească că în timp ce era cu tine, de fapt, gândul lui zbura și la cealaltă persoană și așa mai departe. Și dacă acum este decis sau decisă, a avut cu acest rege de spade, vedem că această persoană este decisă să ia o hotărâre clară în legătură cu tine, dragul meu sau draga mea, și să facă o alegere, da? Odată pentru totdeauna, pentru că simte că nu se mai poate împărți în două, simte că viața sa se năruia, se ducea pe derâpă, având în vedere că mereu încerca să împace două părți, da? Și niciodată nu reușea să fie pe placul niciuneia dintre ele. Așadar, dragul meu sau draga mea, această persoană va alege să fie imparțială, va alege să fie onestă de data aceasta cu sine în primul rând și apoi cu tine, draga mea sau dragul meu, pentru că această persoană nu mai vrea să te mintă și nu mai vrea să se mintă. Da, vrea să trăiască în onestitate și în adevăr în perioada următoare și iată că odată cu această decizie pe care o va lua persoana ta, dragul meu sau draga mea, vă veți deschide spre un nou început, da? Cu acest as de cupe urmează un nou început în viața voastră, un nou capitol care de data aceasta va însemna cu totul și cu totul reciprocitate din partea voastră, cu totul și cu totul faptul că vă veți deschide spre această relație extraordinar de frumoasă pe care o veți manifesta alături de acest partener, de această parteneră. Pentru că mulți dintre voi ați trecut prin multe încercări pe parcursul acestei relații, da? Simt asta în legătură cu voi.
dar totuși niciodată nu a însemnat că voi v-ați dat bătuți sau bătute. Da? Dimpotrivă, voi ați fost destul de încăpățânați sau încăpățânate și înverșunați să vă continuați drumul alături de această persoană. De ce? Pentru că v-ați dat seama că este persoana lângă care vreți să rămâneți, indiferent ce se va întâmpla. Da? Chiar dacă vă era dat să împărțiți această persoană cu altcineva. Da? Vă gândiserăți chiar și la acest scenariu, unii dintre voi sau unele dintre voi. Și iată că avem aici și 10-le de pentagrame, dragii mei, care îmi spune că în viitorul vostru veți avea pace de împlinire, parte de împlinire, împlinire în cuplu, căsătorie, faptul că veți avea copiii voștri, da, aceia dintre voi care vă doriți copii și de ce nu v-ați dori copii dacă aveți o relație împlinită cu partenerul sau cu partenera. Da? Seninătate, vedem aici culoarea galbenă, care este culoarea soarelui, da? Care aduce foarte mult succes în viața dumneavoastră, foarte multă împlinire pe toate planurile. Abundență, da? Bună înțelegere, despre asta vorbim în viitorul vostru apropiat. Haideți să mai luăm un card. Iată că avem aici, wow, doiul de cupe, dragii mei, se pare că, într-adevăr, între voi doi există o relație cu totul și cu totul specială, este o relație de suflete pereche, relație care îi veți da curs în perioada următoare, da? O veți transforma în realitatea voastră, o realitate de care doriți cu adevărat să vă bucurați amândoi pe deplin și chiar meritați asta. Hai să mai luăm câteva cărți. Da, iată că v-a fost dat odată cu această persoană, această persoană care a vrut de data aceasta să ți se destăinuie. Ți-a fost dat, dragul meu sau draga mea, să cunoști această persoană cu totul și cu totul specială pentru tine. Da, câteodată avem parte în viața noastră de anumite persoane care fac cu totul și cu totul lucruri speciale pentru noi, dar atunci când întâlnim acea persoană cu totul și cu totul specială, vedem, ne dăm seama imediat că această persoană nu trebuie să facă nimic deosebit ca să ne atragă atenția sau ca să ne surprindă într-un mod cât se poate de plăcut. Da? Asta vedem în legătură cu persoana specială din viața noastră și hai să vedem încă un mesaj. Da, se pare că un nou început, te îndrepți spre acest nou început, dragul meu sau draga mea, alături de persoana ta. Sunt gata să o iau de la capăt alături de tine. Am realizat că tu erai aceea sau acela care lipseai din viața mea. Această nouă dragoste mi-a oferit o nouă perspectivă asupra vieții și m-a schimbat. Da? Mă schimbă foarte mult această dragoste pe care o simt față de tine. Și hai să vedem încă un card. Casetă, dragii mei, dragile mele, o altă carte importantă pentru tine în aceste momente. De ce? Pentru că vorbește despre faptul că mulți dintre voi vă puteți gândi în aceste momente la anumite evenimente, la anumite lucruri care vă dau bătăi de cap. Da? Nu știu, poate că este vorba de viața voastră, o anumită situație care este problematică pentru voi. Da? Încercați să nu vă mai gândiți prea mult la acea situație, pentru că astfel nu faceți altceva decât să blocați lucrurile. Da? Este ceva care pur și simplu vă tulbură în aceste momente. Să sperăm că veți găsi calea de ieșire, dragii mei. Sunt sigură că veți găsi calea de ieșire și hai să mai iau un card din Lenormand. Iată că avem aici cardul cu numărul 19, dragii mei, care îmi vorbește despre faptul că, într-adevăr, tu poți fi un far în lumea care te înconjoară, da? Tu poți fi un far pentru ceilalți în aceste momente, tu poți fi acea persoană importantă în viața multora care îi poți ajuta pe aceștia, care îi poți ghida în drumul lor. Toate bune!